Un soț de 42 de ani are sufletul distrus de când a văzut poze cu nevasta lui dezbrăcată la presupusul amant în telefon. Asta acuză el. Mai mult, soțul disperat spune că femeia lui l-ar fi înșerat chiar și cu fratele său. Așa că, sătul să trăiască în minciună și nesiguranță, bărbatul nu vrea altceva decât să afle adevărul, dacă este înșelat sau nu. Am auzit niște vorbe din astea despre sex. Era dezbrăcată. E la a doua pațană, modernat. Pe chipul lui Nea Paul se poate citi disperarea. Disperarea la gândul că soția sa, jumătatea sa, îl înșeală. Iar această veste i-a făcut inima bucăți. În sufletul meu vă dați seama că sunt supărat. La 20 și ceva de ani de căsătorie, ca să aud așa ceva, vă dați seama că m-a dărâmat psihic. O iubesc, că noi ne-am luat din dragoste amândoi. Însă iubirea dintre cei doi soți pare că s-a transformat într-un război continuu al cuvintelor grele, aruncate zi de zi, al reproșurilor și nesiguranței. Când Paul a auzit că cea care i-a oferit 3 copii l-a înșelat, a clacat. Apoi a iertat. Însă acum pare mai hotărât ca niciodată să afle tot adevărul. Cu câți bărbați a fost, de fapt, înșelat? Dar să începem cu cel mai recent amantlâc de care Paul o bănuiește pe nevasta Mihaela. Am auzit niște vorbi din astea despre sex. Persoana respectivă, Ovidiu, tot îmi arată niște poze cu dânsa. Ba dezbrăcată, ba că face aia, bă, e la mișto, că nevastă așa, că nevastă așa, mi-arată poză fel de fel. Era dezbrăcat acolo și aia în pilot. Însă Mihaela nu ar fi la prima abatere de acest gen, urlă disperat bărbatul. Paul îl suspectează chiar și pe fratele lui, că ar fi avut relații mai mult decât apropiate cu soția sa. Nu mai am niciun fel de încredere. Că e la a doua pațanie. Fratele meu spunea că trăia, că nevasta lui ăsta eu fac în greu. Fratele meu. Și acum știți de asta am ajuns aici și aia ca să o dau la detector de mișcă. Ca să nu fac vreun rău în casă, să o bat. Ba am auzit și cu fratele, ba am auzit și cu mai înainte. Așa. Ba acum așa cu Ovidiu, eu vă schimbat în față. Domnul Ovidiu e însurat? Da. Are familie, nu? Familie. Și soția lui ce spune? Presupun că a ajuns și la... Soția lui când s-a uitat pe cameră așa a spus. Deci a văzut și ea acele imagini? Are dreptate în mașină cu fratele, ba bulăne, ba nu știu ce mi-ai făce. Atunci aia se cunoaște. Care e problema? Când îți spune ale la mâini, altceva nu mai am zis. Ce spune însă nevasta acuzată? Aflați mai târziu și tot mai târziu veți afla și dacă Nea Paul a fost sau nu înșelat de nevasta Mihaela. Rezultatul de la detectorul de minciuni, în exclusivitate, la Acces Direct.